Soția îl părăsise și era convins că totul i s-a întâmplat din cauza farmecelor făcute de o cumnată. Bănuia că trăiește bine cu femeia care nu vine înapoi și îi face farmece. Așa am bănuit noi. A adus preot aici? Pe Lucian, da, l-a adus aici, a făcut aghiazmă, a făcut... Ca să-l scape de farmece. Da, candela aprinsă o avea tot timpul. Bărbatul locuiește în satul Bucești din județul Galați. Consuma des alcool, iar scandalurile se țineau lanț în familie. Au trecut pe în curte pe aici, i-a zis să nu mai treacă, nu vorbeau, s-au dus pata la magazin și când s-a întors înapoi, am înțeles că cigara i-a dat un ciocan în cap. Era obsedat, măținat de ideea că cumnata lui face farmece. Se pare că eșecul în căsnicie, faptul că s-a separat de soție, nu mai mergea bine lucrurile în casă, în familie, l-a făcut să creadă că cumnata lui face farmece. Sosiți la fața locului, medicii de la ambulanță au constatat decesul. Cu un traumatism craniocerebral grav, printr-o lovitură cu un corp dur în regiunea frontală dreaptă, cu o fractură craniană cu înfundare. Pacienta era decedată după semnele de moarte de mai mult de 3-4 ore. Imediat după comiterea faptei, bărbatul a fugit, însă a fost găsit de polițiști câteva ore mai târziu. Este acuzat de omor și va sta în arest preventiv în următoarele 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.